Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a prezentat raportul activității pe întreaga perioadă a sezonului estival. În total au avut loc peste 2000 de controle. Cantitățile de alimente neconforme confiscate nu sunt deloc de neglijat. Inspectorii oprind la timp 200 de kilograme de carne și produse din carne, 250 de kilograme de pește, câte 11 kilograme de lapte și semi-preparate culinare, precum și 5 kilograme de produse din cofetării și patiserii. Aceste neconformități țin cumva și de activitatea noastră de prevenție. Poate că nu e la fel de spectaculoasă ca altor instituții ale statului, dar noi desfășurăm activitate de prevenție. Asta înseamnă că, așa cum vă spunea colegul meu, doctorul Licărete, prima parte, în primele două săptămâni, primul ciclu de activitate al comandamentului în care ne desfășurăm activitatea numai cu personalul propriu, mergem și înregistrăm sau verificăm unități anterior înregistrate, timp în care noi pur și simplu sfătuim agenții economici. Unii uită, unii se fac că uită, mă rog, ne facem datoria și dacă ați văzut în prezentarea grafică a lui Bogdan, erau cele mai puține amenzi. Amenzile au totalizat 385.000 de lei, iar printre cele mai grave cazuri din această vară au fost două focare de toxi-infecție alimentară, unul în Venus, iar altul la Năvodari. Totodată a fost suspendată activitatea pentru 30 de zile a două societăți, un fast food și un restaurant care prezentau grave deficiențe. Avem obligația să transmitem prin sistemul de rapid de informații alerta, da, cu toate datele și se pune în aplicare procedura de control, ancheta. Ancheta înseamnă fiecare face ancheta pe segmentul lui. Partea umană este gestionată de către DSP județean, iar partea de produs alimentar sau furat sau alte domenii este gestionată de către Direcțiile Sanitare Veterinare. Iar după ce se finalizează, se stabilesc procedurile și măsurile care trebuie puse în aplicare. Din păcate însă, procedurile interne ale direcției îi împiedică să facă publice numele celor găsiți cu nereguli. De suferit vor avea toți consumatorii care nu vor ști ce restaurante și terase să evite, riscând să cadă în aceeași capcană.